Eram în anul 2 de facultate și stăteam la cămin și m-am dus, am făcut duș și când m-am întors, colegul meu m-a întrebat ce-i cu tine. Eram schimbat la față pentru că am realizat în timp ce făceam duș că nu voi fi niciodată cel mai mare actor român. Brusc am avut această revelație fermă, precisă, fără nicio umbră de îndoială. Probabil că pe fața mea se citea această dezbatere cu mine însumi și cu destinul, dar în același timp îmi căzuse părul. Eu aveam plete până pe umăr, eram așa un eminescian, cum ar veni. Probabil că a fost un șoc, cine știe.